Mea, Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a fi la curent de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este total gratuită și va rămâne forever and ever total gratuită. În primul și în primul rând, la mulți ani este primul videoclip pe anul 2024. Sper că ați avut un revelion din nou, exact cum v-am spus și la clipul de dinaintea, de fapt de după Crăciun. Sper că ați avut un revelion fără excese, făcând excepție cele cu și despre parfum, da? Acolo nu, nu e nicio problemă, niciodată nu este un exces. În altă ordine de idei, ce să vă spun? Vă doresc din suflet un 2024 plin, în primul și în primul rând de sănătate și apoi restul ni le facem singurei, da? Un 2024 fix, exact așa cum vă doriți voi. Asta vă doresc atât și nimic mai mult. Uh, în primul videoclip, voi deja ați văzut din titlu despre ce este vorba. Eu, una, nu știu, am văzut la colegele mele de brazlă, eu nu pot să vin către voi să vă spun wish list parfumat. De ce nu pot să o fac? Eu sunt genul mai și, nu știu, la mine oricum, în general, treaba asta cu parfumurile și parfumeria. Una e când plec de acasă și zic da, astăzi ajung în băneasa și iau toate magazinele la rând și testez și îmi rug nasul și așa mai departe. Asta este una, da, este o treabă bătută în cuie. Însă când e vorba despre achiziții sau despre ceea ce îmi doresc eu în materie de parfumuri, deja devine foarte spinoasă treaba, deoarece pentru că și fiindcă eu sunt așa, da? Cam ăsta e felul meu de a fi și în viața reală. Adică eu sunt temperamentală, eu sunt vulcanică, eu sunt genul ăla la secundă, cum spun eu, da? Mă uit, studiez note, l-am testat, nu l-am testat, hai, aruncă-l în coș, are preț bun sau chestii de genul. Sau vreau parfumul cu tare pentru că are nota cu tare sau pentru că am văzut eu la NIB, la XY din afară și așa mai departe la Simin și așa mai departe. Deci, din păcate, nu aș putea să vin către voi cu un wish list parfumistic. Nu, nu pot, pentru că, oricum, în general, mai ales pe ramura aceasta, middle eastern, da? parfumuri arăbești, în general, Cam în fiecare început de an, da, noutățile sunt pe bandă rulantă, da? Un exemplu aleatoriu, da? RASASI a scos 120 de parfumuri noi. Pe bune, adică nici măcar nu sunt toate la noi. Deci, multe. E mult prea stufoasă pentru mine treaba asta ca să vin către voi cu hârtiuța și să vă spun, aș vrea asta, asta, asta. Pe partea cealaltă de parfumerie de designer, mi-aș dori backup pentru label de la Jean Paul Gaultier. Cred că mi-aș dori niște backup-uri, sinceră să fiu. Și mi-aș dori să testez noul. Vi las aici dacă, dacă... Vi las aici doar dacă aplicația de editare nu face ceea ce mi-a făcut la ultimul videoclip, da? Să nu-mi lase ceea ce inserez eu. Um, ultimul uh, parfum de la Jean-Paul Gaultier nu Divin, că Divine, da? Nu e pe pătrățica mea acel parfum. Ok. 4 minute și 46 de secunde, da? Putem și mai mult, știu, bineînțeles. Dar, dar. Ne adunăm, respirăm puțin. Um, am 11 sunt, pentru că sunt 10 parfumuri și o mențiune specială, și anume un ulei parfumat. Da, vorbim astăzi despre 10, hai să spunem top 10, că se găsește mai ușor videoclipul atunci când se caută da, pe YouTube. Însă nu nu aș putea să fac un top cu ele, da, locul 10, locul 9, locul 8, 7, 6 și așa mai departe. Pentru că îmi plac toate. Da. Și vorbim despre cele uh, 10 care au devenit 11, cele 11 arome cu și despre vanilie pentru sezon rece. Una din ele Două. Cred că două din ele nu sunt neapărat pentru sezon rece, dar discutăm când vom ajunge la momentul respectiv. Marea majoritate sunt parfumuri unisex, așadar domnilor, nu fugiți, doamnelor, rămâneți aici, deoarece sunt fiind centrate pe nota de vanilie, chiar dacă ele sunt unisex, pentru mulți domni, s-ar putea să fie prea mult, da? Dar, dar haideți să începem și vom începe cu acea vanilie condimentată um, ușor picantă, ușor verde, aroma aceea ce mă duce pe mine în cookies cu ghimbir Și da, vorbim despre nașit de la latafa. V-am mai vorbit despre el în alte videoclipuri pentru fiecare din um, parfumuri, veți avea notele aici. Și nașit. După cum v-am spus, este acea vanilie condimentată. Acea vanilie ușor verde, ușor. Vreau să spun Spicy, dar am spus condimentată. Mm, o vanilie. <laughs> o vanilie cu mult ghimbir, da? O vanilie cu mult ghimbir. Haideți totul să și pulverizăm. Da, vanilie condimentată, ușor picantă, ușor verde, încălzită oarecum de un lemn de santal. Da, treptat, treptat se încălzește. În deschidere, s-ar putea să vi se pară un iz ușor fin mentolat. Eu un al resimt, nu știu dacă și voi chiar sunt curioasă să-mi lăsați în, în, comentarii. Nașit este acea aromă total unisex, în opinia mea, cu apucături de ani nișane. Da. Um, însă eu când spun treaba aceasta, nu vă așteptați ca nașit de la Latafa să fie unul la 1 cu Ani Nișane. Nu. Nu. Vreți Ani nishane? Cumpărați Ani Nișane. Nașit de la Latafa este inspirat din acel parfum, neavând, de exemplu, aceleași performanțe, da? Nu are aceleași performanțe ca Ani Nișane. Însă, da, între timp am testat și Ani. Vroiam inițial să mi-l fac cadou de ziua mea, însă, nu știu, și să-l iau acum și oricum mai sunt două luni de iarnă, mă mai gândesc dacă intră sau nu în viața mea Ani. Însă, Nașit este acea vanilie cu ghimbir, după cum v-am spus, ce mă duce oarecum în zona cookies cu ghimbir, o vanilie picant, caldă, bogată și este foarte, foarte prezentă ca să mă exprim, așa cât am prins eu cu el după macerare, undeva la 6-7 ore. Însă, din nou, ca de fiecare dată, după cum v-am spus, mereu și v-am terorizat, treaba asta am mai văzut, mi-ați lăsat și comentarii. Eu degeaba vin și vă spun vouă, nașit de la Latafa persistă pe mine 10 ore, un exemplu, da? Voi nu aveți același pH cu al meu și voi nu pulverizați cantitatea ce o pulverizez eu, da? Plus că e treaba și pe piele și pe haine, eu mă parfumez și pe piele și pe haine, nu numai pe, nu numai pe haine. Și v-am spus, contează foarte mult cantitatea de parfum. Pulverizată, eu sunt over sprayer și aia e, eu pur și simplu îmi fac duș, da? Într-un parfum, vorba vine Bun, trecem la o vanilie La primele impresii, unde? De fapt decant, aici, în videoclipul acesta am avut un decant din Vanilla So Sweet de la Fragrance World Că despre el este vorba da, observați cât am abuzat de el. Da? Observați cât am abuzat de el. Pentru că eu în afară de scent of the day, sote urile ce vi le pun pe Instagram, pe TikTok și nu în ultimul rând pe grupul meu de pe Facebook, Frag Family, veți avea link pentru fiecare parfum și pentru, și pentru Insta și pentru TikTok și pentru grupul de Facebook în bara de descriere. Eu, în afară de parfumul zilei, pentru că sunt această uh, fanatică și obsedată, eu mai testez, mai combin parfumuri și așa mai departe. Și da, acesta l-am cam băut într-un timp foarte, foarte scurt. Pentru că, uh, nu v-am spus, Dubai Collection Roș 25 pentru 5% discount. Momentan nu este pe stoc, însă trebuie să vină modele noi. Trebuie să vină marfa, cum zicem noi. Trebuie să vină marfa printre care, dacă nu mă înșel, este și acest parfum, da? Dar între timp puteți achiziționa mostre, da? Nu uitați din nou încă o chestie pe care, cu care vă voi teroriza și în 2024. Acolo unde aveți posibilitatea luați mostre. Luați mostre, 2, 5, 10, nu contează câți mililitri. Luați mostră înainte să achiziționați sticla full size. Eu vin aici și vă zugrăvesc vă o povești, pentru că da, mie parfumurile astea, asta am transmit. Da? Fiecare parfum mă duce într-o stare, fiecare parfum îmi zugrăvește o poveste și așa mai departe. Însă, nu înseamnă din nou că eu dacă percep de exemplu aici acea vanilie cu rom, pentru că da, așa resimt în acest parfum, resimt o vanilie buzi, acea vanilie cu rom. Poate voi resimțiți o vanilie ambrată, da? Adică nu toată lumea percepe la fel. De aceea, achiziționați mostre. Oh, am vorbit mult. Și e prima dată spre marea surprindere a multor persoane în 2024 când eu vorbesc atât de mult. Așadar, îmi cer scuze. Eu filmez acest videoclip pe 4 ianuarie. Dacă mă descurc cu editatul și cu încărcatul, voi îl veți vedea fix astăzi. Revenind la Vanilla So Sweet de la Fragrance World, acest parfum este inspirat din Guerlain Double vanil, ceva de genul. Vă las notele aici. Și, exact cum v-am spus, pentru mine acest parfum este acea vanilie Buzi. Da. În continuare, este total unisex. La un prim nas, la o primă pulverizare, s-ar putea să. Uh, nu știu cum să spun eu pentru că nu este dupe pentru angels share. Da? Asta încerc să-mi caut cuvintele. Este însă acea dulceață buzi, acea parte gurmand buzi, mai bine zis, din angels share. Însă, aici, nota de bază, din nou, este vanilia. Nu vă gândiți la o vanilie exagerat de, de dulce, da? după cum ne spune numele vanila so sweet. Eu sunt o iubitoare de vanilie, însă vanilia de aici nu mi se pare exagerată, ceva foarte dulce, ceva ce îmi dă migrene și așa mai departe. Este vanilie ușor afumată, ușor lemnoasă, ușor rășinoasă, dar povestea în acest parfum este cu și despre vanilie cu rom, da? Sau Esența aceea de vanilie pentru prăjituri, da? Pe undeva pe acolo. Din nou, un parfum total, total unisex. Da, total unisex. Are un iz fin, nu știu cum să spun eu, de lux, da? Între ghilimele. Miroase a o vanilie buzi, lemnoasă, rășinoasă, cu banii, dacă dacă are sens, dacă nu, asta e. Eu astăzi pe 4 ianuarie atât pot. Da? Categoric este un parfum, hai să zic că până undeva pe la începutul primăverii l-aș putea purta, pe vreme caldă, nu știu, cred că ar fi prea mult pentru, pentru vreme caldă. Însă, din nou, în afara faptului că este, în opinia mea, o aromă superbă, ca parfum de sine stătător, îl văd potrivit în foarte, foarte multe combinații de layering. Următorul, va mai vorbit despre el în acest videoclip, vine de la Afnan și este Wadi al Dahab sau Vadi al Dahab. Am trecut? Da, am trecut deja de... Da, parfumul ăsta o să fie cât de curând dat gata, pentru că avem acea vanilia ambrată cu tente de Nutella pe pielea mea. V-am mai spus, știu că nu e o chestie valabilă pentru toată lumea, însă pe mine acest Wadi al Dahab, chimia asta o face cu pielea mea. <coughs> Îmi lasă tenta aceea de Nutella și mă duce oarecum cu gândul fără a fi o clonă și fără a fi un parfum inspirat din Angel Muse EDP da? Nu este o clonă pentru acel parfum Nu este un parfum inspirat din Angel Muse de la EDP, de la EDP Din Angel Muse EDP Însă Pe mine, nu știu, mie îmi dă similarități da? Mă duce în zona aceea Nu este o aromă liniară E genul acela de parfum care se dezvoltă, genul acela de parfum multifacetat. Mereu ai câte o surpriză olfactivă, cum spun eu. Ba este cremos, ba este o vanilie florală cu ceva cu ieșoare. E genul acela de parfum misterios, magic, cald, perfect, perfect, perfect pentru vreme rece. Categoric. Strict în vreme rece văd purtat acest parfum și da, și acesta este o aromă total, total unisex. Oh, dificil, dificil să vorbesc atât de mult. Oricum sper că nu o să-mi dați foarte mult hate în comentarii deoarece mi-am permis să apar în hainele de casă în fața voastră și cu părul care nu vrea să se așeze, deci eu cred că imagine mai praf decât astăzi n-am avut niciodată, dar nu mai contează. Mergem la numărul 4, care vine de la casa la tafa și bineînțeles vorbim despre Nebras Gold. Da, Nebras Gold, mai am ceva în el. Nebras Gold sau acel parfum inspirat din Billie Eilish, Eilish, ceva de genul Care, pentru mine, este mult mai bun decât OG, cum se spune Da? Decât originalul Acum, paranteză la paranteză uh, Treaba asta cu diupurile, cu parfumurile inspirate, cu parfumurile middle Easter, Nu știu și nu este treaba mea cum vede fiecare chestia asta dar, dar, eu prefer să iau parfumul Nebras Gold, de exemplu, dacă toți suntem la el, ca parfum de sine stătător. Da? Nu am achiziționat Nebras Gold pentru că este dupe pentru Billie Eilish, deoarece prețul pentru Nebras Gold oricum a sărit în aer și este aproape identic cu Prețul de la Billie Eilish, dacă nu mă înșel, dacă nu mă înșel, undeva o diferență de 50 de lei sau ceva de genul. Acest parfum, pe mine, din nou, pe mine, are performanțe mult mai bune decât originalul, da, ca să mă exprim așa. Așadar, eu iau Nebras Gold ca fiind Nebras Gold, da, nu mă interesează după ce este inspirat, nu, um, adică nu știu. Dacă ar fi unul din obiectivele mele din anul 2024 și știu că mă voi lupta cu morile de vânt, dar unul din obiectivele mele ar fi, pe cât de mult pot, să stopez chestia asta cu parfumurile arăbești, e de săraci. Da, deci când aud treaba asta... <gântu -i> când aud treaba asta, nu știu, Multe parfumuri arăbești și știu, adică știu cine mă urmărește, discut cu voi, știu ce parfumuri aveți, știu câți bani ați băgat în parfumurile acelea. Da, oricând cu banii aceia vă puteți cumpăra un Armani original, un Nishane original și așa mai departe. Însă nu, voi ați vrut acel parfum, da? că e Latafa, că e Fragrance World că e Paris Corner, că e Ahmed al Magribi și așa mai departe deci treaba asta este iubire, este pasiune nimeni nu-și ia uh, Nebra's Gold pentru că vrea de fapt să miroasă a Billie Eilish nu, pe mine când mă întreabă cineva cu ce te-ai dat, eu spun Nebra's Gold de la Latafa sau ce bine miroși, cu ce te-ai dat? cu clona asta, da? m-am dat cu o clonă adică da, hai, ne adunăm, bun, Nebras Gold, acea vanilie cu ciocolată și fructe de pădure, are o ușoară, știu foarte bine că în deschidere are o ușoară atingere mentolată, foarte, foarte fină, da, da, în deschidere are o atingere mentolată foarte, foarte fină, um, se estompează până la ștergerea sa completă din peisaj. Dar are și o atingere lactonică. Iar vanilia de aici este genul acela de vanilie zaharisită, oarecum pudrată, peste care pur și simplu razi ciocolată. Da? Pui ciocolată pudră, pulbere, nu cacao, ciocolată. Și bineînțeles, fructe de pădure roșii. Nu știu cam cât de unisex ar fi acest parfum, deoarece, în opinia mea, înclină foarte, foarte mult feminin. Înclină în latura feminină. Însă, dacă sunteți domn și vă plac parfumurile gurmande, pentru că vanilia de aici este acea vanilie gurmandă, cred că ați putea încerca să faceți layering, de exemplu, cu acest Nebras Gold și cu un parfum cu tutun sau cu un parfum cu piele. Eu așa în capul meu și la ce combinație am tot făcut eu de-a lungul timpului, cred că ar ieși ceva tare, tare frumos. Greu îmi revin, greu. Don't judge me. Bun, aici ieșit îngleza din mine. Următorul parfum, L-am avut oare full size luat sau l-am luat după? Nu știu. Vă las aici videoclipul. A, ah, ba nu, mostră. Aici, da, în videoclipul acesta am testat mostra și, bineînțeles, a venit și varianta full size. Varianta full size care, da, din nou, uitați-vă cât am putut să beau. Vorbim aici despre un nume foarte, să nu zic cum. Barakat Gentle Gold Da, de la Fragrance World Roș 25 pentru 5% discount Dacă nu mă înșel, mai sunt două sticluțe varianta full size Pe site-ul celor de la Dubai Collection Însă, din nou, dacă vreți să-l testați și eu Ați văzut în clip Și cam asta o să fac și în 2024 Vreau să testez înainte de sticluța full size Pentru că eu oricum aveam foarte, foarte multe parfumuri înainte să încep treaba asta cu YouTube. Și acum nu vreți să știți câte am și trebuie să schimbăm mobila și așa mai departe, pentru că da, am ajuns la nivelul acesta. Bine, e și vina mea că eu multe le țin cu, cu cutiile în care vin ele. Bun, aici, Baracat Gentle Gold, bineînțeles inspirat din acest parfum de la MFK. Avem de data aceasta un ADN 100% feminin, în opinia mea, acea vanilie pudrată. Este o vanilie pudrată aici, este o vanilie dulceagă, o vanilie foarte, foarte faină. De fapt, nimic, nici din celelalte, nici acesta, nu are absolut nimic în zona Middle Eastern, da? Nu aveți niciun iz de parfum Middle Eastern, nu. Baracat Gentle Gold este perfect, din nou, în opinia mea, ca și acel parfum semnătură. Doamnelor, îl puteți purta, nu știu, all season, da? Exact ca învelopele, all season, în orice sezon. E una, cred că, de fapt cu siguranță voi încerca Că oricum eu sunt nebună um, Sunt curioasă și la vară cum va fi acesta Cum, cum se va dezvolta Însă momentul de față nu este uh, Îmi venea să strânut Nu este acea vanilie in your face Nu este acea vanilie... Uh, exagerat de dulce sau să-ți dea dureri de cap, ceva copleșitor, nu. Este o vanilie pudrată. Eu resim și ceva floricele pe aici, doar că nu știu, adică nu pot pune degetul. Resimt magnolie, trandafir și așa mai departe. Am dat un exemplu, nu are nicio treabă cu trandafirul. Este acea vanilie feminină Sofisticată, delicată, subtilă, dar când spun subtilă nu mă refer la profilul olfactiv al acestui parfum, nu. Este din nou, după cum v-am spus, genul de vanilie pudrată, feminină, purtabilă, pretabilă în orice sezon. Merge de minune, funcționează de minune sau este ok că sărăcuțul nu are picioare atât ca parfum de sine stătător, cât și în variante de layering. Știu că am testat, am testat, am purtat French Coffee de la Al Rehab, o nebunie cu cafea, o să-i vină și lui rândul, neapărat trebuie să fac videoclip, un parfum superb centrat pe nota de cafea, l-am purtat de dimineață, imediat după ce mi-am făcut duș l-am aplicat, și undeva pe la ora 15 am plecat de acasă, da? Am pulverizat din nou, am reîmprospătat, chiar dacă persista, da? Se resimțea și în jurul meu. Nemacerat, da? Deci parfumul ăla mi-a dat viața peste cap. Am pulverizat din nou French Coffee și am adăugat Baracat Gentle Gold. Nu vreți să știți cum miroseam și cum mirosea în jurul meu, da? Toată lumea cu care m-am întâlnit în acea zi și chiar a fost o zi foarte plină, deci am plecat undeva de la ora 15 și am ajuns la 21 acasă. Toată lumea era nebunită. Băi, nene, cu ce te-ai dat? Deci cu ce te-ai dat? Mirosea ceva, dar mirosea și a cafea. Nu, ce parfum e ăsta? Pur și simplu Baraka Gentle Gold și uh, French Coffee de la All Rehab combinate împreună. De aceea spun că, fiind acea vanilie feminină pudrată, dar totodată sofisticată, în afara faptului că este o aromă superbă ca parfum de sine stătător, cred că foarte, foarte multe variante de layering puteți crea cu acest parfum. Chiar mă bate gândul să-mi iau backup pentru el. Că, oricum. 85 de lei, 95 de lei, nu mai țin minte, da? Pentru 100 de mililitri, da? Ce poți să vrei mai mult? Bun. Următorul parfum centrat pe nota de vanilie, de data aceasta este un parfum unisex. Un parfum despre care eu v-am mai vorbit și în acest clip, vine de la casa Alanic și se numește Fahrul Ud. Și vine cu acest ciucurel, că de ce nu? Da, este această sticluță a la Tom Ford, dar nu are nici cea mai mică treabă cu Tom Ford. Nu. Dacă ar fi să duc acest parfum într-o anumită zonă, mai degrabă l-aș duce în Calematul Arabian. Nici de cum în zona parfumurilor Tom Ford. Nu. O, oh, Doamne! O, oh, Doamne! Bun. Avem aici o bombiță, o bombiță de la um, treaba cu mirosul până la capitolul performanțe Un parfum total unisex, după cum v-am spus, este acea vanilie caldă, condimentată, um, afumată și fiind de tot arsă da? De deci, ce o vanilie afumată? ca și cum ai așa o, un pătrat de vanilie, da? L-ai afumat bine, bine de tot și pe undeva pe aici marginile, marginile sale, da? Ai reușit să le arzi puțin. Cam asta este vanilia din fahrul ud. Este ușor dark, o vanilie ușor dark, misterioasă, sexy, elegantă. Genul acela de Aromă perfectă pentru un casa blanca dacă sunteți domni, sau pentru o fem fatal dacă sunteți doamne. Din nou, total unisex, categoric strict pentru vreme rece, dar strict pentru vreme rece. Și vanilia aceea cu ușor ton midalister sub ton middle Easter, Pentru că avem aici și un ud dulce, da? Nu este udul acela de graj, nu, nu, este udul acela dulce. Dar foarte, foarte, nu știu cum să zic, treaba asta cu vanilia afumată ușor arsă, combinată cu udul acesta dulce, am impresia că de fapt cam asta, cam ăștia doi sunt actorii principali ai acestui parfum. Dar da, este unul din parfumurile ce l-am așteptat eu, dacă nu mă înșel, șapte luni să reapară pe stocul celor de la Parfumas și nu regret nicio clipă. Și dacă stau eu mai bine să mă gândesc, cu toate că e achiziționat la începutul toamnei, am abuzat foarte mult de el iarna aceasta, atât eu cât și soțul meu, și cred că o să vină un, un backup pentru el ca să nu mai aștept încă șapte luni. Bun, ce mai avem aici pe care să-l iau eu? Haide să-l iau pe acesta și să iau și o gură de apă. Vorbim acum despre un parfum total, total feminin. Chiar dacă cei de la Dubai Collection îl listează ca fiind un parfum unisex, pentru mine și pentru felul în care Percep eu parfumurile, și pentru gusturile mele, vorbim despre un feminin. Vine de la casa Hadlaj în cea mai șmecheră prezentare și se numește Date Night. Da. Știți deja, v-am tot făcut eu unboxing pentru el, nu am avut short, dar v-am mai vorbit da? despre el. S-a macerat între timp, uitați ce culoare frumoasă a căpătat și uitați cât s-a băut. În condițiile în care Date Night de la Hadlaj este monstru. A fost monstru de la bun început, fără să se macereze, fără să aibă nevoie de acea perioadă de așezare. Și știu că la multe dintre voi vă era dor, Vai de viața mea și de zilele mele! Da, Date Night chiar este acel parfum Vai de viața mea și de zilele mele! Este acea vanilie cremoasă cu accente floral fructate și cea mai senzuală, cu tentă erotică, atingere de ruj. Da, resimt rujul Fix, rujul copilăriei, da? Te pup la mulți ani dacă mă urmărești, că astea sunt cuvintele tale, da? Tu ai scris rujul copilăriei Da, este rujul... Nu, ăsta trebuie să... Să-mi distrug nasul complet pe ziua de azi, că de ce nu? Ah. Doamne Dumnezeule, da Da um. Este o vanilie cremoasă pe care se întâmplă niște chestii în acest parfum Inițial, ce am avut, doamne? Mostră Am avut mostră pentru el, de ce? Pentru că m-a speriat tuberoza din el Când am văzut acolo note și cum era ea poziționată și ce era în spatele ei și ce era în fața ei Zic, opa, acordul ăsta nu o să fie bine pentru mine Însă tuberoza este mega, mega potolită, ca să mă exprim așa, în comparație cu tuberoza din alte parfumuri. Da? Nu este. Nu resim neapărat acea uh, tuberoză bubblegum, da? Cu uh, accente de gumă de mestecat, că iar este engleza din mine. Uh, nu este acea tuberoză, este mai degrabă una dulce, cremoasă, însă Treaba asta cu patul de vanilie cremoasă, da. Dacă nu mă înșel, voi oricum vedeți notele aici. Dacă nu mă înșel, vanilia este în bază la acest parfum, pentru că uh, da, se resimte cremozitatea ei, da, cremozitatea vaniliei eu una cel puțin o percep chiar de la mai ales acum după macerare. De la primul puf, de la prima aplicare, eu percep cremozitatea vaniliei de la bun început până la final, de fapt asta vreau să spun, nu știu ce e și nu mai contează. Dar toată nebunia asta florală, ceva fructe, este acompaniată foarte, foarte bine de treaba aceea cu rujul. Rujul de aici e unul extrem de real. Extrem de real. E genul acela de parfum care i-au pus foarte bine numele, este foarte sugestiv, date night, da? Nu ai cum cu parfumul ăsta să ți-l pulverizezi și să mergi la Lidl, în opinia mea, da? E genul de parfum ce îți impune o anumită ținută, îți impune o anumită ocazie, un anumit moment, da? Este foarte, foarte sexy, slash erotic, slash carnal, da? E genul acela, cum uh, am eu o glumă cu niște prietene, genul de parfum de făcut copii. Da, ăsta este Date Night. Foarte, foarte fain. Foarte fain. E superb. Neapărat mostră. O să spuneți ce înțelegi. Da, uite, ieri mi-a venit altceva în cap. Ce se înțelege dintr-o mostră de 2 ml? Voi știți că eu sunt, adică vin mereu și vă zăpăcesc eu sunt oversprayer, oversprayer, oversprayer. Un om normal folosește o mostră de 2 ml de două ori. Da, o să râdeți. Dar un om normal folosește, deci pufurile acelea, eu văd și când când fac decanturi pentru anumite doamne și domnișoare dintre voi, știți că v-am trimis decanturi. Ei bine, eu când fac decanturile, nu fac decantarea aceea cu seringa, nu. Eu pur și simplu. Aceasta este sticluța de decant, pur și simplu pufăi, da? Pentru un. Uh, în ultimul timp au fost mai multe din cele de 5 ml și am rămas fără sticluțe și am găsit decât de 2 ml. Însă, la uh, 2 ml sau 3 ml, dacă nu mă înșel, sunt vreo 15, undeva între 15 și 20 pufoieturi, da? de parfum. Adică 2 ml sunt suficienți. Oricum, ei vă scriu pe site 2 ml, însă acum am observat și eu când am comandat sticluțele site-ul de pe care am comandat eu sticluțele, am văzut pozele și așa mai departe, sunt fix sticluțele celor de la Dubai Collection în varianta de 2 ml. Ei bine, cei de pe site spun 2-3 ml, da? Nu este sticluța de 2 în sine. Pot intra chiar 3 ml acolo, da? Deci este ok în opinia mea, adică eu n-aș putea să testez dintr-o mostră de 2 ml. Slavă Domnului, am primit atâtea și de la Dubai Collection și de la Parfumas, adică tot timpul cu asta am testat, da? Cu mostre de 2 ml. Oh, doamne, mult vorbesc, nu e așa? Știu. Mai avem ultimele 4, minutul 40 și eu speram să fac unul de 20-30 de minute, da? Pentru că nu există selecție fără iubirea vieții mele, Ahmed, nu. Ahmed al Magribi, <gură> da, eu și glumele mele de gara de nord. Muzun de la Ahmed al Magribi. Din nou, ca să înțelegeți, da, ca să înțelegeți ce înseamnă când eu spun iubesc un parfum. În condițiile în care acest parfum, vă las aici videoclipul, din ce mi-amintesc eu și am observat în momentul în care editez că nu mi-amintesc niciodată cum trebuie, dar undeva vară, jumătatea verii, sfârșitul verii, știu că a venit muzun în viața mea. Bun. Muzun este acel parfum total unisex, total. Ah, și gata, s-a terminat și cu aerul de aici. Pentru că el vine în 60% concentrație de uleiuri. 60% Doamne! Muzun se deschide, da? Uitați, ca să înțelegeți concentrația de ulei din acest parfum. Muzun e acel parfum unisex, să-l totuși, ce se deschide precum uh, intens cafe de la Montal, însă nu are acel iz sintetic. V-am mai spus, v-am mai repetat, mi-am luat și hate pe treaba asta. Uh, Montal și Mansera sunt bombe, dar în ce sens sunt bombe? Nu zic că nu au parfumuri bune, am și eu de la ei, da? Și de la Montal și de la Mansera. Însă, au iz sintetic, destul de prezent. <laughs> și și treaba asta cu cum detectezi, domne, tu simțul sintetic nebună. E bine, păi, atunci când începi și testezi și aia, și aia, și aia, automat ai nasul antrenat. Da? Și faci diferența. De exemplu, acum dacă ți-ai pulverizat, intens cafea de la Montal pe mâna aceasta și ai venit pe mâna asta cu muzunul meu și te-ai mirosit, da, ai spune. Ai putea spune, da? Treaba asta cu sintetic e... Și treaba aceea cu, la fel cum e treaba aceea cu miros mai ascuțit, sharp, cum se spune, da? Bun, revenind la muzun, este acel unisex oh, ce se transformă într-un spicy vanilla chai, da? Din deschiderea aceea din intens cafe, de la intens cafe, pur și simplu virează la dreapta, la stânga, unde vrea el și ajunge într-un spicy vanilla chai. Este acea vanilie ambrat picantă, fin gurmandă cu ceva accente florale. Dar da, de la deschidere până la dry down-ul final, în opinia mea, este totalmente un parfum unisex. Face parte cu succes din categoria Beast Mode, face parte cu succes din categoria parfumurilor ce se simt pe mine după ce fac duși da? După ce fac duș. El este acolo. Nu vin către voi să vă spun, vai, of, las dură după mine și după duș. Nu, nu. Dar, de exemplu, dacă îl pulverizez pe mâini, oricum eu și pe mâini dau cu parfum, și sunt la distanța asta, da? După ce fac duș, eu pot resimți muzun. Da? Este, nu știu, doamne, minunăție. Și acest parfum cred că l-aș putea purta chiar până la sfârșitul primăverii, nu știu de ce. Eu aș călca pe accelerație cu parfumul ăsta. Pentru că mi-aduc aminte că atunci când l-am cumpărat în vară, chiar l-am purtat câteva seri vara, da? Vara pe caniculă și nu a fost nimic deranjant. Dar din nou, din nou. Eu sunt genul acela cu arome mai opulente, mai bold, da, îmi place să îmi place să fie un parfum puternic, că nu găsesc cuvintele. Bun. Următorul vine de la casa Hadlaj, bineînțeles. Și v-am vorbit aici. Aici am avut decantul și într-un timp foarte, foarte scurt a venit și sticluța full size. Pentru că este un parfum ce îmi dă mie așa o stare anume, da? Mă duce undeva în copilărie. Vorbim aici despre epoc artistic. Epoc artistic, epoc artistic, cum s-o el, de la Hadlaj. Da, da să vi țin așa ca să se cunoască mai bine. Da? Da. Da. Doamne Dumnezeule! Este un parfum total unisex. Ce se deschide oarecum exotic spicy, da? Pe undeva, pe acolo. Da. Cu un cardamom divin. Deci este aici în deschidere un cardamom nebunie nebunie. Știți că eu sunt fiartă în ultimul timp pe nota de cardamom. Este divin. Um, ca o paralelă. Nu este totuși cardamomul acela la fel de puternic cum se resimte în Your Drug de la Emir, da? Ca să vă faceți o idee. Nu este la fel de in your face. Nu. Dar este prezent și în epoca artistic are și ceva exotic, da? Deci v-am spus, cardamom un film condimentat, da? Spicy. Are totuși o atingere exotică. Nu țin minte notele sale și nu le mai caut în momentul de față, dar așa se resimte în deschidere. Dar, după toate treaba asta, se așează totul într-o vanilie ambrat lemnoasă, cu ceva tonga, da? Deci e nebunie. Vanilia de aici e una extrem, extrem de frumoasă. Ce îi conferă acel iz bogat, profund, catifelat, da? Uh, din nou, de la început până la final, epoc artistic, pentru mine este un parfum total unisex. Are un iz fiind de tot vintage, dar. Pe ansamblu este genul acela de Romă, de aromă senzuală și enigmatică, vreau să spun, da? Epoca artistic din nou, mai ales de când cei de la Dubai Collection, Roș 25, dacă vă era dor, au redus prețurile pentru varianta full size. Eu deja am toată colecția. De fapt, am crezut că am toată colecția, da? Am toate cele patru variante de pe site-ul celor de la Dubai Collection și, după ce eram eu foarte mândră că am toată colecția, m-am trezit că, de fapt, mai există unul. Momentan nu este la noi în România, însă sper să-l aducă și pe acela pentru că trebuie să-l am. Um, referitor la epoca artistic, nu știu nu, eu momentan, din ce am testat până în momentul de față, nu-l pot asemăna cu alt parfum. Da? Deci chiar nu-l pot asemăna. La fel cum știu că multe dintre voi m-ați întrebat de date night, cu ce se aseamănă. Nu pot să-l asemăn oh, cu absolut nimic. Deci nu, nu pot. O să mă uit totuși pe fragrantica la note și o să văd ce parfumuri cu tenta asta de ruj și cu notele asemănătoare. Sunt și o să-mi fac o idee sau o să merg să testez acele parfumuri. Bun, și am ajuns la ultimele două. Vorbesc acum despre un parfum de la casa Al Haramain, ce este marketat ca fiind un parfum bărbătesc. Ei bine, pentru mine nu e bărbătesc. Nu, nu este bărbătesc, este total unisex. Ca ADN, ca profil, era să spun oftalmologic, ca profil olfactiv, este în zona Leighton de la PDM și vorbim aici despre detur noir. Da. Știți că l-am achiziționat de la o prietenă de-a mea, Mirela, te pup dacă mă vezi. Bineînțeles, de pe grupul meu Frec Family, de pe Facebook. El acum s-a macerat, oricum și culoarea, da? în momentul în care eu l-am achiziționat, nu avea tenta aceasta gălbuie. Însă, oh, olio, ce aici. Și uh, aroma în sine s-a s-a transformat foarte mult și nu știu de ce am dat eu două pufuri, că ăsta chiar de al și lăsasem la final, pentru că momentul de față e bombă. Aici avem acea vanilie ambrată, acea vanilie condimentată, da? Ambrat condimentată. Foarte, foarte fain. Deci ador parfumul acesta. Îl aveam de mult pe listă, pe wish list am vrut să-l de Black Friday de pe Parfumas, însă mi-am achiziționat Velvet Gold de la Orientica. Știu, sunt datoare cu recenzie în fața voastră și scuze, dar sună curierul. Bun, am revenit, da? Nu facem unboxing, îl lăsăm aici. Că oricum, fiind Rece afară. Bine, e valabil și atunci când este foarte cald afară. În momentul în care ridicați un colet cu parfumuri, nu deschideți și nu pulverizați parfumurile imediat după ce le-ați adus în casă. Nu e mit, nu e fabulație, nu e nimic de genul și eu inițial am crezut că astea sunt povești și basme și așa mai departe este o treabă valabilă nu numai pentru parfumurile Middle Eastern, da? Indiferent din ce zonă vin ele, parfumurile trebuie lăsate să se așeze, da? să revină treptat, treptat la temperatura camerei. Bun. Noi rămăsesem la Al Haramain de Turnoar și eu vă spuneam că aici este vorba despre acea vanilie ambrat condimentată și că este nu am testat, da. YouTuberii mari susțin faptul că este un uh, parfum inspirat, un dupe chiar pentru Layton de la PdM. Din nou, eu personal nu am testat acel parfum. Aici avem în deschidere un măr combinat cu o lavandă. Treaba asta s-ar putea să nu fie pe placul tuturor. Eu una personal sunt fiartă pe acest parfum, inclusiv deschiderea, da. Îmi place chestia asta fresh spicy, ceva de genul, nu este freșul acela normal. E mărul acela verde, foarte zemos, foarte suculent, cu uh, multă lavandă, da? Se resimte. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, își face apariția acea vanilie cremoasă. Este o vanilie extrem de faină, extrem de frumoasă în acest parfum. Cremos, moscată, mai bine spus. Fin lemnoasă, dar totodată, fiind spicy, da, se resimte un slab, slab, slab iz de cardamom. Dar, din nou vă spun, dacă sunteți doamne și dacă iubitul, soțul, dumneavoastră, concubinul și așa mai departe are PDM Layton sau are ceva în zona PDM Layton și dumneavoastră vă place să purtați acea aromă și nu vă sfiți, nu vă deranjează, cu siguranță ați putea purta al haramain de turnoar. Pentru că, în opinia mea, vanilia de aici, deci după ce treceți de faza cu măr plus lavandă, dry down-ul final, baza acestui parfum este o vanilie extrem de cremoasă, extrem de faină. Foarte, foarte frumos nu regret nicio secundă, regret doar că trebuia să-l cumpăr mai înainte. Bun, și mențiunea mea specială, știu, nu-mi săriți în cap, momentan nu este pe stocul celor de la Dubai Collection, însă, Fiți cu ochii pe site, Fiți cu ochii pe mine, pe Instagram, TikTok, grupul meu de Facebook, dar voi face tot posibilul să vă postez și aici pe YouTube, deoarece, din câte știu eu, luna aceasta, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, vin toate variantele, aproape toate, de la Rogue Perfumes, da? Inclusiv uleiul, uleiurile UD Darabi, pentru că știți că uleiurile. Uleiurile Ud Darabi țin de firma mamă Rock Perfumes, da? Sunt aceeași treabă. Și din câte știu eu, veți avea parte de o surpriză în legătură cu 28 Flavors, da? Sau aroma inspirată din celebrul Kayali Vanilla 28. S-ar putea așa pe site să vedeți și un parfum, s-ar zic și eu, zic și eu, urmăriți, urmăriți. Bun, acest ulei este mențiunea mea specială pentru că nu ai cum cu el, deci nu. Dacă, toa, ne Dumnezeule, dacă uh, masctic e șeful la mosc, n-ai cum. Uh, 28 Flavors e șeful la vanilie, că nu. Este vanilia supremă. Este vanilia aceea cu zahăr brun, este vanilia aceea, o vanilie, da? Din nou, imaginați-vă o bucată de vanilie, peste care presărați zahăr brun și cel mai dulce sirop de fructe, pentru că nu știu, eu una nu resimt aici strict zahăr brun, strict vanilie. Nu, este și ceva fructat. Resim și ceva fructat și un fin de tot izbuzi. E pur și simplu ca și cum mai mirosia cupcake de vanilie, da? Dacă vrei să fii un cupcake de vanilie uh, umblător pe două picioare, da? Dacă Adual Shark este bacaratizatorul meu, 28 Flavors de la Ud Darabi este vanilizatorul meu, da? Dacă faci layering cu parfumul, cu uleiul acesta, da? Deci uleiul acesta combinat cu absolut orice parfum vrei tu de pe lumea asta, da? N-ai cum. Deci nu ai cum. Nu ai cum. Pur și simplu îl ador. Și da, am prins decât o singură sticluță, am deja pentru Spirit on the Rocks am uh, backup, am pentru Intoxicated backup, uh, Sina Hani, am vreo patru, am și backup la ele. Însă, când revine acesta pe stoc, voi achiziționa încă două sticluțe, da? două. deci acesta va fi singurul meu ulei de la Wood Darabi, în care am nevoie de trei sticle. Da. Nu. Deci nu mai cum. Este, acesta este. O, de fapt, aceasta este o aromă total feminină. Da? Pentru mine total feminină. Dar e divin. Dacă nu vă sfiți de vanilie foarte dulce și așa mai departe, asta e tot ce trebuie. Are și doza aceea de mister, are și doza aceea de sex Appeal, și dulceață și tot, tot, tot ce vreți voi. Foarte, foarte fain. Foarte fain. Oricum, de altfel, originalul din care se inspiră Vanilla 28 și mai era unul, dacă nu mă înșel, este preferatul meu de la Kayali. Adică am luat și eu 10 ml din celebru IAM Pistacio Gelato și pentru mine e cam cu dezamăgire. Cam cu dezamăgire. Nu pot spune că îmi displace total, însă nu știu, mă așteptam la cu totul altceva. da. Dar toate astea vom vorbi într-un alt clip. Videoclip, nu clip video. Bun, o oră. Să fie bine ca să nu fie rău. Dacă ați reușit să mă suportați până la final cu toate bâlbele mele și cu faptul că încă încerc să mă adun și să fiu aici coerentă pentru voi, vă mulțumesc din suflet. Vă aștept cu mare, mare drag în secțiunea comentarii să îmi spuneți și mie, chiar sunt curioasă. făceți mi și voi top 10 vanilii pentru vreme rece, da? Preferatele voastre sau dacă nu aveți 10, top 5, da? Dacă vreți, eu... Eu am făcut pentru partea cu Middle Eastern. Dacă vreți și voi să mergeți pe aceeași alee cu mine, vă aștept cu mare, mare drag în secțiunea comentarii. Link în bara de descriere pentru absolut toate parfumurile plus contul meu de Insta, contul meu de TikTok și grupul meu de Facebook Frag Family. Iar eu până data viitoare vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc toate, toate cele bune să fiți frumoși, veseli, sănătoși și neapărat, dar neapărat parfumați. V-am pupat! Zvonimă, șarafamă!